Banii și nevoile îi împing pe mulți părinți să-și părăsească familia și să lucreze în străinătate pentru un trai mai bun. În acest timp, copiii rămân singuri, fără grija părintească, dar și fără cineva căruia să-i spună tată sau mamă. Pentru copii, pandemia a venit ca un cutremur emoțional. Lipsiți de apropierea fizică, rupți de prezența unei familii, copiii românilor plecați trăiesc o traumă continuă, care uneori nu se vindecă nici prin venirea părinților. Multora li s-au întors părinții de nevoie la începutul pandemiei, iar când în sfârșit au învățat să conviețuiască după ani de absență, a trebuit din nou să plece pentru că în țară nu au găsit de lucru, furtuna de sentimente nimicindu-i pe copii. Considerați că copiii au de suferit atunci când părinții lor pleacă în străinătate? Da, copiii au de suferit, pentru că și eu am avut pe fiica mea, a plecat în străinătate și nepoțica mea a rămas, era la grădiniță și au suferit foarte, foarte mult. A luat-o mămica când a dus-o la liceu. Și vă dați seama câți ani de zile acest copil a suferit. Mă refer la nepoțica mea. Și ceilalți copii suferă același lucru, că rămân în grija bunicilor sau a unchilor sau a surorilor și altor persoane. Dar copiii suferă foarte, foarte mult. Foarte mult. Și părinții suferă că nu-și văd copiii, dar copiii suferă. Și vedeți dumneavoastră câte violență se întâmplă când copiii sunt fără părinți. Că dacă ar fi mămica și tăticul lângă el, n-ar mai fi atâta violență între copii. Normal. Normal. Pentru că n-are cine să-i mai educe, n-are cine să-i mai îndrume. Și cad în patima asta. Da, foarte tare, foarte mult. Banul nu are valoare, că oricum și-o pierde în vreme, dar căldura părintească, afecțiunea, e mai de preț decât orice pe această lume. Copiii părinților care lucrează în străinătate se simt în comparație cu colegii lor, ale căror mame lucrează aici, defavorizați, fiind mai puțin în siguranță la școală și la domiciliu, dar cel mai des devin victime ale violenței în școală. S-a dovedit că au probleme cu stima de sine, sunt mai puțin mulțumiți de aspectul lor și au probleme cu sănătatea. Sunt foarte multe riscuri legate de abandon și aici putem vorbi de o formă de abandon, fie el și temporar. Pentru că așteptarea infinită a întoarcerii persoanelor dragi de obicei se transformă în melancolie și se ajunge chiar și la depresie. Uneori întâlnim chiar și depresia ascunsă. Anhedonia este prezentă de cele mai multe ori, practic o capacitate redusă de a simți bucuria sau plăcerea. Senzație de plictiseală, apatie, ajungându-se în cazuri mai grave la disperare. Practic, copilul se simte abandonat într-o așteptare care nu mai trece, își dorește doar să vină ziua în care își va îmbrățișa părinții sau părintele plecat în străinătate. Un părinte care nu este alături de copil în viața de zi cu zi îi generează o suferință care se prelungește cu prelungirea despărțirii. Practic, cu cât despărțirea este mai lungă, cu atât suferința copilului este mai mare. Bineînțeles, consecințele plecării depind de mai mulți factori, de capacitatea copilului de înțelegere a situației, de personalitatea lui, nivelul de toleranță la frustrare, mecanismele de apărare, relația care a avut-o cu părinții până în momentul plecării acestora. Lăsați în țară pentru ca părinții să le poată oferi un trai mai bun sau măcar unul decent, copiii celor care aleg să plece la muncă peste hotare devin altfel de oameni. Este ca o boală care le macină sufletele și fiecare atrage atenția așa cum crede el că este mai bine, fără să fie foarte conștient de ceea ce face. De aceea, indiferent de situație, minorii trebuie pregătiți înaintea plecării unui părinte sau chiar a ambilor. Și foarte important, pregătirea evenimentului. Plecarea unuia sau ambilor părinți în străinătate duce practic la schimbări în viața familiei și a tuturor membrilor acesteia. Și este important ca minorul să fie pregătit, să fie informat și să fie chiar și implicat cu privire la deciziile ce vin luate.
Spun asta pentru că nu de puține ori se întâmplă să fie ținut departe de deciziile părinților și să descopere plecarea lor cu puțin timp înainte sau chiar după. Iar toate acestea îi pot provoca un eveniment traumatizant. De ce? Pentru că, de fapt, ei fac eforturi foarte mari pentru a se adapta la plecarea unuia sau ambilor părinți. În momentul în care pleacă părinții, e important ca minorul să dezvolte atașament față de persoanele la care a rămas în grijă. Este foarte important, pentru că acel atașament poate compensa cât de cât lipsa părinților. Spre exemplu, sunt cazuri în care copilul afirmă: mi-aș dori să fiu cu mami și cu tati, dar sunt norocos că am bunicii care mă iubesc și stau cu mine. Deci, iată, rolul bunicilor este foarte important. Însă sunt și cazuri în care există situații problematice la persoanele cu care a rămas în grijă, gen lipsa hranei, a igienei, consum de substanțe toxice și, cu siguranță, în aceste cazuri există o educație neadecvată și este foarte probabil să se deterioreze situația școlară, să apară tristețea, anxietatea, tendințele depresive, insomniile, tulburări de atenție cu diminuare a nivelului de concentrare, probleme cu construirea stimei de sine, apar acțiunile delincvente, comportamente agresive, abuz de substanțe, bullying și chiar și suicid ca rezultat extrem în fața unei situații de suferință. Atunci când părinții pleacă la muncă în străinătate, copiii cresc în mare parte cu bunicii. Marea majoritate a persoanelor care lucrează în străinătate sunt tineri între 20 și 30 de ani.